Elevii care au finalizat ciclul gimnazial și care au susținut evaluările naționale nu s-au resemnat cu gândul că poate nu au învățat suficient sau că nu au fost foarte atenți la cerințele subiectelor și de aceea au luat note mici. Peste 200 dintre aceștia au depus contestații atât la română cât și la matematică, în speranța că își vor mări nota sau, după caz, că vor promova aceste evaluări. La matematică, de exemplu, unde am avut depus un număr de 57 de contestații, au fost modificări pentru 8 situații unde nota a crescut, dar nu a influențat practic în niciun fel situația statistică la matematică, pentru că ea a rămas la fel, 65,76%. La română însă, unde am avut mult mai multe contestații, vă spuneam, am avut 211 contestații, situația statistică s-a schimbat, 37 din ele s-a modificat nota, din fericire pentru contestatar, numai pentru 2 în minus, adică li s-au luat 50 de sutimi, 35 de lucrări au crescut ca și punctaj, asta însemnând că am ajuns la un procentaj după contestații la limba și literatura română de 68,98%, față de 68,89 sunt pe dos cele două cifre, 8 și 9. În urma contestațiilor s-a constatat o creștere a procentului de promovabilitate de la 67,26% la 67,33%. Rezultatul este mai mic decât cel de anul trecut, care a fost de 71,25%. Din păcate, în 4 localități dâmbovițene, niciun elev nu a reușit să obțină notă de trecere la evaluările naționale. Școlile de la Pătroaia Vale, școala de la Glodmoroieni, școala de la Gorgota Răzvad și școala de la Ire Caragiale numărul 2, școala de la Penitenciar. Din fericire, în câteva instituții de învățământ dâmbovițene, procentul de promovabilitate este de 100%. Colegiul Național Ienechiță Văcărescu, Colegiul Național Constantin Carabela, din Târgoviște, evident, Colegiul Național Vladimir Străinu de la Găiești, dar și, poate pentru unii surprinzător, pentru noi nu, școli din mediul rural, Butoiul de Jos Hulubești, Cazaj Nucet și școala de la Gura Vulcanei, de la Vulcana Pandele. Sigur că este vorba de probabilitate 100%, cu medii între 5 și 10. 4 elevi din județul Dâmbovița au promovat evaluările naționale cu media 10. De la școala 2 Alexandru Brătescu Voinești, Ghiculescu Alexandru Ionuț, de la Liceul de Arte Bălașa Doamna Tăbârcă Diana Maria, de la școala Matei Basarab din Târgoviște, Căpră-Roiu Alin Constantin, și avem pe cineva și de la Cândești Vale, Stan Dragoș Marian.